din nou la Stupină. 16 martie. Temperatura aproape de 10 grade. Alții albinele, familiile de albine sunt dezvoltate mult mai bine ca la mine. Da. Au timp. Mai este timp. Am mai fost la ele, n-am mai filmat. Am început să zboare la aproape 10 grade. Toate familiile au folie. Unele au primit mai repede. Da. Mai trebuie făcut ceva la ei, dar e rece și cred că astăzi nu facem asta. Punem foițe. Vă arăt ce stimulare le fac eu. Bine, le-am pus și proteină. Aduc și eu, început să aducă polen. O stimulare binevenită. Nu o să ziceți că e prea aproape de Stupină. Da, așa am curăț și oramele să le pot da. Să le pot să le pot scoate ceara din ele. Ce să vă zic? Hai să vă deschid o familie care n-am mai deschis-o. Uitați asta de aici. Pun un pic pe pauză. Siropul, pus acum două zile. Tot aproteică o luat-o. Ați comins fetele. Au apă suficientă. Da, destul de mare umiditate, dar au nevoie ca o puiet. A fost și foarte frig. Temperatură cu minus. Din păcate nu ne ajută vremea chiar foarte. Nu trebuia să fie așa minus, dar na. Poate până la urmă e bine să nu iasă, să-și dea drumul pomii. Asta care vi l-am arătat aici e o matcă trasă dintr-o carnică. Aia care v-am tot filmat-o. Asta e mama de aici. De aici am să vă arăt mama cum arată. O să vă filmez și în interior când o să se poată. Asta e mama. Are proteină aici. Siropul o lua de mult. Mâine să le pun din nou. Sirop cu minerale le-am pus. Aduc polen. Treaba e bună. Toate familiile o să primească o folie între corpuri. Eu n-am reușit să fac asta, la fel ca și ceilalți care deja au făcut. Ce să vă zic? Vă doresc multă sănătate la toți. Să scăpăm de nebunia asta. Nici nu credeam că o să mai reușesc să mai ajung pe la albine. Sperăm ca lucrurile să evolueze spre bine și să putem să facem treabă și să ne putem mișca. Că dacă nu să ne putem mișca, o să fie bai. O să fie bai. Încă o dată vă doresc numai bine, sănătate la toți și aveți grijă de voi.